În epistola către Efeseni, la capitolul 5, cu versetul 8, stă scris: Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Se povestește că, în familia unui miner, la ceasurile de seară, tatăl le spunea întotdeauna copiilor să poarte la ei o mică lanternă. Galeriile întunecate ale minei erau luminate din loc în loc, însă de multe ori se întâmpla ca în unele zone partea electrică să nu funcționeze sau să apară unele defecțiuni de scurtă durată. A rămâne fără lumină în întunericul dens al pământului însemna să rămâi pradă micilor răzătoare și să nu poți găsi drumul de întoarcere spre suprafață. Copiii ascultau cu atenție fiecare poveste a tatălui și cu responsabilitate purtau la ei câte o lanternă mică ascunsă în buzunarul fiecarei hăinuțe. De ce să purtăm o lanternă la noi ziua? Se întrebau ei, însă rămâneau ascultători sfaturilor tatălui lor. S-a întâmplat odată ca acești trei frați să meargă împreună cu școala să viziteze Mina. Bucuria și setea de cunoaștere i-au făcut nerăbdători să ajungă în locurile despre care tatăl lor le povestise. Au coborât la o sută de metri adâncime și, fascinați de galeriile și informațiile primite, s-au oprit să mănânce. Glasurile copiilor au fost întrerupte de un zgomot puternic și de apariția unui întuneric dens. Galeria lor a rămas fără curent și blocată din cauza unui vagon cu cărbune care s-a răsturnat. Au fost informați că va dura câteva ore până când problema lor se poate fi remediată. Erau fără lumină, și teama a început să se așeze în sufletele lor. Unul dintre frați și-a adus aminte de lanterna pe care o aveau la el. Toți cei trei frați aveau la ei lumină, și în timpul orelor de așteptare, fiecare lumină s-a aprins rând pe rând. Lumina. Am fost creați în prezența luminii și ni s-a creat un mediu plin de lumină în care să ne bucurăm și să creștem. Lumina este un factor vital pentru existența vieții. Plantele folosesc lumina în procesul de fotosinteză, în prezența luminii se sintetizează vitamina D la nivelul pielii, lumina are efect antiseptic, ne oferă o stare de bine și ne pregătește organismul pentru orele de somn. Felul cum gândești, ceea ce simți, cu ce te hrănești, cu ce te îmbraci, arată dacă ești sau nu lumină. Galeriile acestei lumi sunt întotdeauna întunecate și bezna e mare. Fii o lumină.